Bună ziua, bine ați venit! V-am invitat astăzi aici, la sediul PNL Vrancea, pentru a face o analiză a rezultatului alegerilor din data de 9 iunie 2024, atât locale cât și europarlamentare. Încep prin a spune că am întârziat această conferință de presă din cauza evenimentelor din ultima săptămână și datorită oamenilor care ne-au solicitat să facem tot ce e posibil pentru a avea un rezultat cât mai curat al votului lor. Și o să încep prin a vă spune că am câștigat aceste alegeri în mare parte pe toate planurile, însă, din păcate, am pierdut funcția de președinte al Consiliului de Vrancea. Și o să vă anunț așa. Am plecat la drum având 29 de primari în funcție, PNL, și am finalizat având 30 de primari PNL. Marele nostru regret este pierderea Municipului Agiud și primăria Nereju. Însă aici o să trebuiască să facem o analiză, să vedem ce s-a întâmplat, pentru că ambii primari sunt oameni care și-au și făcut treaba foarte bine și mai ales în municipiul Adjud s-a muncit și Florin Echifor a fost un om care chiar și-a făcut treaba și a muncit mai mult decât ar trebui, a stat peste program și are o echipă extraordinară în spate. Însă va trebui să mergem, să analizăm, să discutăm cu ei, îi sprijinim în continuare și uh, veți vedea că lucrurile vor intra pe un făgaș normal acolo și oamenii vor realiza până la urmă ce s-a întâmplat. Am plecat la drum cu 10 consilieri județeni PNL plus 2 de la ALDE care s-au alăturat la fuziune și am finalizat aceste alegeri cu 13 consilieri județeni la egalitate cu competitorii principali, cei de la PSD. La consiliul județean Vrancea am luat un scor de 37%, un scor care ne onorează și pentru asta mulțumim tuturor cetățenilor pentru încrederea acordată. Nu a fost ușor, am plecat în urmă cu trei luni și jumătate, cu o candidatură în persoana mea, venită după tragicul eveniment pe care l-am uh, suferit prin pierderea președintelui Cătălin Toma, ne-am lupta, luptat cu un contracandidat care se pregătește de trei ani de zile din funcția de pre prefect, ne-am luptat cu o armată de 44 de primari PSD, ne am luptat cu având și un uh, fost coleg care a plecat de la noi din partid și ne-a contracandidat și ne-a rupt, nu multe, dar ne-a rupt voturi cât să fie suficient să câștige PSD-ul. Și uh, am făcut o campanie frumoasă, zic eu, am mers în fiecare localitate, am identificat candidați cât mai buni, cu care să lucrăm și după aceste alegeri 9 iunie. PSD a pierdut din 44, are 39 de primari, a pierdut mult mai mult decât noi. În Consiliul Județean suntem egali, 13 cu 13, ei având înainte 15 consilieri județeni. Am câștigat la alegeri din 9 iunie 346 de mandate de consilieri locali și cred eu că este un rezultat onorabil. Noi ne-am anticipat acest scor al nostru, din nefericire nu am anticipat și uh, capacitatea PSD-ului de a face prin toate tertipurile să ajungă și chiar să ne depășească la funcția de președinte al Consiliului de Țean Vrancea. Eu sunt un candidat care am obținut mai multe voturi decât PNL Vrancea. Consider că am reprezentat PNL-ul cu onoare și cu cinste. Candidatul PSD este un candidat care a, pierd, a luat mai puțin cu vreo 4.000 de voturi decât uh, PSD Vrancea. Asta înseamnă că partidul a tractat în sus cât a putut. Suntem la momentul analizei și trebuie să fim sinceri. În momentul de față intrăm în opoziție în județul Vrancea și vom face o opoziție constructivă, constructivă, o opoziție așa cum probabil uh, ați învățat cel puțin de la mine, de la noi, de la colegii mei Consiliul Județean pe care am în spate aici și veți vedea că vom fi alături de Consiliul Județean în acești patru ani și sperăm măcar să realizeze proiectele pe care îi vor lăsa la toamnă în octombrie pe tavă. S-a muncit mult în acești patru ani de zile, nu s-a stat deloc. Cătălin Tom a fost un președinte, a muncit și a fost la muncă în fiecare zi și alături de echipa liberală a realizat proiecte de anvergură, proiecte mari. S-au văzut proiecte implementate în tot județul Vrancea și are ce face următorul președinte cu tot Consiliul Județean pe următorii patru ani. Sperăm măcar să termine și să realizeze proiectele care îi sunt lăsate pe tavă. În 1 octombrie vom face o Uh, un raport de activitate al Consiliului de țean și vă vom pune la dispoziție tot ce s-a făcut și tot ce este lăsat pe masă pentru a se realiza în perioada următoare. Suntem la momentul în care am intrat în logica în care ne aflăm după alegerile din 9 iunie. Ne pregătim deja pentru alegerile următoare, pentru că am primit foarte multe voturi de la vrânceni și le mulțumesc pentru asta, le mulțumesc pentru încrederea lor și în special celor din Focșani, care au votat echipa PNL Vrancea la Consiliul de și au votat Dragoș Ciobotaru la președinția Consiliului de Țean Vrancea. Noi am câștigat alegerile în munci Focșani. Ne pregătim pentru alegeri și pentru a crea o, un echilibru în județul Vrancea, pentru a nu lăsa de izbeliște lucrurile. Noi ne pregătim pentru alegeri parlamentare. Am avut o ședință deja cu toți primarii de județul Vrancea și cu CDG ul Comitetul Directorul Județean, care m-a mandatat să negociez cu Bucureștiu și să candidez pentru funcția de deputat în Parlamentul României. În urma ședinței de la București, filiala Vrancea este o filială performantă în România, pe locul șapte în țară, cu un scor deosebit obținut. Și asta ne, ne dă încredere că veți fi în continuare alături de noi și vom, vom putea să ne batem cu ceilalți candidați, să vă reprezentăm cu cinste, să facem lucruri frumoase pentru județul Vrancea în continuare, chiar dacă nu din prima poziție de uh, președinte Consiliul Județean uh, al Consiliului Țean Vrancea. Acum, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție și așteptăm pe rând pe toate. În poziție. Astăzi, de marat, o... Da, după cum ați văzut cu toții, în Consiliul Județean nu există majoritate, la fel cum nu există nici în Consiliul Municipal Focșani. Și evident că vom face negocieri pentru majorități, pentru a putea să asigurăm proiectele și pentru a da votul sau pentru a nu da votul acolo unde nu este cazul. Pentru că eu cred că în următorii patru ani va trebui să stăm un pic de pază. Majorități se fac cu partidele care au primit votul cetățenilor. Știți foarte bine că a primit PSD-ul 13 consilieri, PNL-ul 13 consilieri, AUR 13 consilieri și a 3, 3, consilieri și ADU 3 consilieri. În acest moment, din 32 de consilieri, noi avem 13, 13, 3 cu 3. Și urmează negocieri și veți vedea pe măsură ce acestea vor vă vom, vom, vom anunța pe fiecare. Dar nu este nicio grabă pentru că aceste mandate se preiau în octombrie, la fel cum am spus și pentru renumărare. Nu era nicio grabă să închidem alegerile din județul Vrancea pentru că așa ar fi fost corect la o diferență atât de mică. Să se facă o renumărare, mai ales că am avut dovezi și suspiciuni suficiente că s-au întâmplat lucruri foarte multe în secțiile din județul Vrancea, am constatat multe nereguli și așa cum la PSD s-a putut la fiecare solicitate, solicitare, solicitare de de-a lor să se renumere, așa se putea și în județul Vrancea. Ați văzut, tot orașul Panciu s-a numărat de aseară până astăzi. La fel se puteau face în fiecare localitate, foarte simplu, se renumăra o județul Vrancea și pleca și noul președinte ales, domnul Halici, pleca ales cu încredere de cetățeni pe o numărătoare corectă. Dar au refuzat continuu, chiar au pus piedici, chiar și în întâmpinările pe care le-au făcut către becuri și către bejuri, au scris negru pe alb că cei care votează sunt pasibili de contravenție sau uh, fapte de natură penală. Și aveți întâmpinarea cu toți. Ați făcut plângeri penale sau ceva în uh, timpul, în ziua sau a doua zi, la pe care le-ați identificat? Nu am făcut plângeri penale decât uh, pe considerentul că l-am... Uh, găsit pe domnul Halice în secția 21 a doua zi după vot. Pentru că nu avea acest drept și oricât a spus dânsul că legea îi permite, legea nu îi permite, pentru că era o decizie BEC din 9 iunie, care spunea foarte clar, cei care vor să asiste la numărătoare trebuie să stea în secție înainte ca aceasta să se închidă, adică înainte de orele 22. Dacă dânsul consideră că poate încălca o decizie BEC, e decizia lui. Însă noi n-am încălcat-o, nici nu avem de gând și consider că toate deciziile BEC au fost respectate de către noi și de către și Mai puțin faptul că a pătruns în secția a doua zi după vot. Noi cred că am avut vreo 27 de apeluri la 1-2 în ziua votului pentru uh, nereguli constatate și chiar fraude constatate, cum a fost și cadul, cazul Cotești, cu doamna președintă a secției a fost găsită cu 10 buletine de vot șampilate halici sub fund pe scaun, am sunat la 1-2, din păcate doamna până a venit, polițistul le-a anulat pe toate și au, au spus că nu mai sunt probleme, și multe alte uh, sesizări pe care le-am făcut în ziua votului, însă nu au fost luate în considerare niciuna. Singura sezare penală pe care am depus-o, pentru că am considerat că este foarte, foarte grav, a fost cu prezența domnului Halici în secția de votare numărul 21 din Focșani. După cum ați văzut și dumneavoastră, inclusiv dânsii de la PSD și inclusiv IPJ Vranci au dat un comunicat seara în care au spus că domnul Halici nu a fost în secție. Ceea ce cu toți am văzut, l-am filmat, că dânsul era în secție, a stat aproximativ o oră acolo și apoi încă 5 ore pe holul secției de votare. I-am anunțat pe toți colegii mei că de acum cei care doresc și, și anunțe această intenție și vom analiza candidaturile împreună. Comitetul de conducere județean este cel care aprobă aceste candidaturi. Vom veni cu propunere în biroul politic județean și vom fi, vor fi validate. Însă nu avem deocamdată nicio candidatură stabilită. Colegii mei primari în ședința de săptămâna trecută au considerat că eu ar trebui să candidez la funcția de deputat și apoi am discutat în CDG, în, în, în forul de conducere extins și împreună am hotărât treaba asta. De acum încolo începem discuțiile, colegii mei care își doresc, vor, își vor anunța această intenție, vom avea probabil un vot și cu siguranță vom găsi cele mai bune soluții. Trebuie să plecăm la drum cu uh, candidați buni la parlamentare, cu oameni care în primul rând își doresc, în al doilea rând au capacitatea și în al treilea rând pot face față acestui mandat și să ne pregătim pentru alegerile din 2028. Pentru că despre asta este vorba până la urmă. Facem politică pentru oameni, trebuie să i reprezentăm cu cinste și trebuie să nu-i dezamăgim, bineînțeles, și să facem lucruri frumoase pentru ei. Deci nici la adresa acestei președinte pe care ați găsit-o de la Potei nu a fost o plângere penală? Că ce făcea cu ele? Era ca, ca pernă, ca făcea? Păi noi nu știm ce făcea cu ele. Am făcut apel la unul, doi dânsa le-a anulat, cazul s-a stins. Nu poți să faci o plângere penală pentru o, un incident care s-a stins pe loc. Însă, până a venit polițistul, le-a anulat, care are această capacitate ca președinte de secție. Dânsa a zis că nu știa ce cu ele acolo, le-a anulat pe loc. Și s-au trecut la anulat. Pentru că ăsta a fost uh, tot uh, stilul în ziua votului. Am greșit, am greșit, a, am greșit, unde am prins, am greșit. Și greșeala, din păcate, nu se pedepsește. Nu a mers pe sesizări, nu a mers pe plângeri penale, nu a mers pe amenințări. Noi, toată campania am făcut-o frumoasă, toată campania a mers cu decență la oameni și cu uh, programul nostru electoral de. Uh, pentru fiecare candidat, atât la primar cât și la consilier județean și nu am folosit niciun lucru neadevărat sau mincinos. După cum știți foarte bine, contracandidații mei m-au făcut și baron local, m-au făcut și mafia imobiliară, ne-au făcut și o caracatiță, colegii mei din spate erau vinovați pentru sifonarea a milioane de euro. Însă n-au prins aceste lucruri, ați văzut și bălciul de la Stațiunea a Livezi în ultima zi, când nici măcar nu mai era campanie, au făcut acea scenetă. Sunt lucruri care n-au atins uh, sufletul și inima oamenilor pentru că au văzut că erau doar manipulări. Noi n-am folosit aceste lucruri, însă din păcate nici n-am putut să dovedim că acele buletine de vot erau o intenție de fraudă. Existau, le-am văzut, s-au constatat, însă fiind nule în momentul în care a ajuns poliția s-a considerat că ele sunt nule și nu mai există niciun efect. ceva că n făcut, măcar în ziua face? Îmi reproșesc că după 16 ani de politică am crezut că alegerile vor fi corecte. Și nu am anticipat o secundă că ei se pregătesc de atâta timp și de atâția ani și pot face toate aceste uh, scheme de fraudare a votului. Și știți cu toții că votul s-a fraudat și nu trebuie să mai spun eu treaba asta, o știu oamenii că s-a fraudat. Pentru cu toții, cu toții au văzut foarte mulți au primit calupuri de buletine de vot, foarte mulți au primit buletine de vot fără ștampilă de control care au fost considerate nule după, foarte mulți au primit buletine de vot deja ștampilate și asta s-a văzut și în ziua votului, s-a văzut și după, s-a văzut și după sesizările noastre, le-am expus și în toate contestațiile pe care le-am depus pentru renumărare. Din păcate s-a văzut și în ziua votului decisiv în Bej, când a trebuit să se voteze pentru renumărare, că majoritatea partidului au făcut front comun în jurul Partidului Social-Democrat și au respins solicitarea noastră. Era o solicitare decentă, era o solicitare de bun simț, nu am acuzat pe nimeni, noi am fost de acord cu renumărările de la Bordești, de la Sihla, de la Panciu, am vrut doar să fie corecte, nu aveam nimic de ascuns. În toate aceste secții de votare, PNL-ul a ieșit cu buletin de vot în plus, 1, 2, 5, 10, dar cred că o renumărare era sănătoasă pentru democrația din județul La nivel național, am avut o ședință vineri, a fost o greșeală alianța cu PSD-ul, am făcut această alianță pentru a reuși să ținem deoparte partidele extremiste și am reușit pentru că am obținut un scor de 50% și cât de cât oamenii au validat. Însă, Partidul Național Liberal a avut de suferit din cauza alianței cu PSD și s-a hotărât să mergem singuri, atât în alegerile prezidențiale cât și în alegerile parlamentare. Indiferent de ce scor vom lua, vom merge singuri cu oamenii noștri, prin noi înșine și cu siguranță le vom arta oamenilor că suntem oameni serioși, capa cu capacități de a implementa politici administrative și cu siguranță uh, vom primi încrederea lor, așa cum am primit-o și la alegerile din 9 iunie. Nu știu în momentul ăsta ce face. Cum fac toți ceilalți colegi? Nu știu. Dânsul va trebui să vă răspundă la întrebarea asta. Că nu am discutat despre cariera personală a niciunui coleg PNL. O să discutăm în perioada următoare și vom vedea ce vom face. Dânsul este președinte la Organizația Municipală Focșani și cred că dânsul trebuie să ia o decizie despre cariera dânsului politic. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc frumos! La revedere, toate cele bune și ne vedem la următoarea conferință de presă.